așa, numai un pic, să vină la gaura asta, la altă. Așa. Simpaticul domn Emil Mateiaș încearcă să schițeze profilul etnografic al așezării prin camera video, recompunând viața satului de altă dată, obiceiuri, sărbători, îndeletniciri, meșteșuguri și totul în tonul antropologiei culturale contemporane. Doamna Maria Turcea, în vârstă de 66 de ani, la rugămintea noastră s-a așezat la război ca să ne arate cum țese dumneei șorțurile tradiționale. În timp ce domnul Emil Mateiaș căuta unghiul potrivit pentru filmare, doamna Maria Turcea mi-a mărturisit următoarele. Asta. De când a început domnul primar cu ei, cu dansurile, am început să le facem șurțuri de altul fel, pe urmă acum astea iarăși alt fel, da, și mai sunt alte care sunt așa numai într-o parte, de să vine cu o fustă cu pui pe jos. Asta să vine la o fustă, la o rochiță neagră, cum se spune, de stofă groasă, care se îmbracă și primăvara, și iarna, și chiar și vara, când au nevoie să se îmbrace, de să duc cu dansurile prin țări străine. Dar le facem așa noi, din plăcerea noastră, pentru copiii noștri, și pentru nepoți, și pentru să meargă mai înainte. Ei pentru copiilor și așa, ca să zică tu, când nu mai fi, zice, ăsta mi l-a făcut bunica. Alți pantofi nu aveți decât ăștia. Eu cu ăștia am fost. Pantofi, că chiar dacă sunt de grădină sau să fie și larg negri. I-am luat la o nepoată ăștia. Atunci am atât fie duminică. N-aveți cizme cu care lucrați. Nu să țese cu cizme duminică. Bună noapte!